Bine ați venit la ceremonialul militar religios de comemorare a eroilor căzuți în primul război mondial, în Humație, în comuna Uituz. Activitatea se va desfășura după cum urmează. Întâmpinarea persoanei oficiale și salutul drapelului de luptă, intonarea imnului național, serviciul religios, alocuțiuni și depuneri de coroane de flori. Detașamentul de onoare dispus în fața dumneavoastră este constituit din militari aparținând Batalionului 631 Tancuri Oituz, Detașamentului de Pompieri Onești și muzica militară a bazei 95 aeriană erou capitan aviator Alexandru Șervănescu. Comandantul Detașamentului de Onoare este domnul major Sergiu Hetriuc. Vă mulțumesc! Sosesc domnul Claudiu Petrișor, primarul comunei Oituz, și domnul locotenent colonel Adrian Stanciu, comandantul batalionului 631 Tancuri Oituz. Muzica militară a bazei 95 aeriană, erou capitan aviator Alexandru Șervănescu Bacău, dirijată de domnul capitan Valeriu Balan, va intona imnul național al României. Se oficiază serviciul religios de pomenire a eroilor. Pentru răpăsații eroi, pentru eroine ambele, pentru toți credincioșii care și-au jertfit viața pentru patria noastră. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, cu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Morții te-ai supus și ai învins prin ea dușmanul pe cel ce moarte ne-a adus. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceea care pierd iarăși harul baptismal. Mereu cu caldera aprinsă vom sta în așteptarea ta, și atunci când vei veni la nuntă, voioși te vom întâmpina. Primește-ne la ta lumină, dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisuse, care din lume au plecat, condu-i în veșnica lumină, să te slăvească ne-ncet.
ascultă glasul meu. Leagă-ți, Doamne, urechea ta la glasul rugăciunii mele. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața ta? La tine însă este iertare și ne temem de tine. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul său. Mai mult decât așteaptă străjerii firea azorilor, să nădăjduiască Israel în Domnul. Rășia Domnului este îndurare și belșug de mântuire. Și El va mântui pe Israel de toate fără. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cumpărătorul meu trăiește și prin ziua cea din urmă din pământ voi iubia. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Eu însumi îl voi vedea și nu altul și ochii mei îl vor privi. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Aceasta este speranța care se află în adâncul inimii mele. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Doamne, îndură-te de ei. Hristoase, îndură-te de ei! Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Să ne rugăm cu credință pentru mântuirea celor vii și a celor morți, lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul, care l-a înviat din morți pe Hristos, Fiul Său. Te rugăm cu umilință, Dumnezeule Atotputernic, pentru acești eroi care odinioară la botez au primit germenul vieții veșnice, ca să binevoiască dărui prietenia veșnică a sfinților, Domnului să ne rugăm. Te rugăm cu milință! Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea, în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 aleluia.
și sufletelor adormiților rog, vinoi tăi, toți spre tine nădejdea ți-au pus, spre păcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe tine zi și limante avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care le ai născut născătoare de Dumnezeu nenuntită, a credincioșilor mântuire, omenește, Doamne, sufletele robilor Tăi, odihnește, Doamne, sufletului și Fiului și Sfântului Duh, cu dreaptă credință să o lăudăm strigând, Sfânt ești, Părinte, fără de început, Fiule cel împreună fără de început, și Duhule cel dumnezeiesc, luminează-ne pre noi, care cu credință. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne, Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Pentru că ne rugăm, pentru odihna sufletelor fericiților într-o adormire, eroi, ostași și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit, pe câmpuri de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe românești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea, demnitatea poporului român, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Auzi-ne pe noi ca ne rugăm acum puterii și iubirii Tale de oameni, pentru ca prin puterea Ta să păzești neamul nostru călăuzindu-l din biruință în biruință, din slavă în slavă, iar prin iubirea Ta de oameni să rânduiești în ceata aleșilor Tăi sufletele celor ce pentru credință și patrie s-au luptat în chip strălucit și au căzut eroi. Sufletele acestora, ca un nor de martori, ne stau înainte și locurile unde odihnesc osemintele lor păzesc hotarele pământului patriei, iar cinstitul lor sânge adapă vlăstarul libertății noastre. Aceasta dezleagă și iartele lor orice au și cu fapta, cu vorba și cu gândul, ca precum pe pământ au fost socotiți în ceata celor aleși, așa și în cer să-i numeri cu astea Sfinților Tăi mucenici. Și precum s-au arătat cinstiți de către oameni, așa și înaintea Ta, Dumnezeule, să fie așezați cu Sfinții, că acești viteși, ostași, purtători de biruință, lupta cea bună au luptat și calea vieții bine au săvârșit-o. Pentru aceasta, drepturile judecători, dăruiește-le în schimb cu luna dreptății, iar nouă celor ce datorită lor trăim acum liber, dăruiește-ne, Dumnezeule, pururea să pomenim jertfa lor cea mare, privind înfăptuirile făurite din lupta lor, să le urmăm vitejia. Caută, Doamne, din cer, de pe tronul slavei împărăției Tale și pentru jertfa înaintașilor noștri, binecuvintează și acum pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării, pe mai mari orașuri și ai satelor și pe armata țării, dăruindu-ne biruință asupra celor potrivnici, bună sporire, îmbelșugare și pace. Că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează. Cel ce-a înviat din morți, Iisus adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale Sfinților Măriților și Lăudaților Apostoli, cu ale Preacuvioșilor Dumnezeu, purtătorul noștri părinți, cu ale Sfântului și Drepului Lazar, cel înviat a patra zi din mor, și cu ajutorul Sfinților Săi, sufletele adormiților rogul Săi, eroi neamului nostru românesc, în portul dreptul și așeze, amin, cu dreptul se numerea pe noi, să miliască o mulți de oameni iubitori. Într-o fericită adormire veșnică, odihnă-te, Doamne, sufletelor adormiților, rogurilor Tăi, eroi neamului nostru românesc și de fără, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Iar pe noi să miriască ca un bun și oameni viitor. Domnule Gabriel Lupu, suprefect al județului Bacău, domnule Narcis Jitaru, suprefect al județului Bacău, domnule locotenent colonel Adrian Stanciu, reprezentant al garnizoanei Bacău, stimați invitați din partea Asociației Cultului Eroilor Filiala Bacău și Asociației Naționale a Veteranilor de Război, doamnelor și domnilor consilieri locali și județeni, cucernici, părinți, stimate cadre didactice, dragi copii, domnule primar al Comunei Pârgărești, distinși militari și onorați oituzeni. Era octombrie, frig, când Moș Gligole Olteanu povestea că satul Poiana Sărată ardea în întregime. Permiteți-mi să redau un fragment din ceea ce le spunea sătenilor. Mă simțeam destul de buimăcit și de umilit, cu inima zdrobită de deznădejde și de teamă, dar cel puțin în baracă eram singur și puteam să mă tângui în voie. Spre seară, au început însă să se audă afară bubuituri, la început mai rare și apoi tot mai dese și mai apropiate, iar în curte zgomote și strigăte de tot felul, tropotă de cai, precum și scrâșnetul roților ce se mișcau mușcând din pământ și din pietriș. Pe vreme ce trecea, se auzeau tot mai multe bubuituri și trăznituri ce umpleau baraca, care mai aproape, care mai departe. După un timp, în afară de bubuituri, n-am mai auzit în curte alte zgomote, așa că am înțeles că cei de acolo plecaseră. Cu groază în suflet, am luat-o încet prin grădin, cu gândul să ajung acasă. M-am apropiat destul de greu, prin locuri neumblate, dar de intrat n-am mai intrat în curte, fiindcă atât gospodăria noastră, cât și cele ale vecinilor, ardeau ca niște torțe. Cu toate că bubuiturile împânzeau tot mai îndrăcit văzduhul, iar ghiulelele explodau pretutindeni, n-am avut ce face alta și m-am târât cum am putut prin grădin până la ascunzătoarea ce mi-o găsisem sub stâncă. După un timp, m-am ridicat și am strigat: nu, nu trebuie să mor, trebuie să trăiesc, căci am de îndeplinit un lucru mare. Și ia ca așa, în clipele acelea de grea cumpănă, m-am jurat ca să mă țin tare și orice s-ar întâmpla, trebuie să refac gospodăria care s-a prăpădit. Ceea ce am relatat nu este o simplă poveste sau un basm,
este realitatea cruntă pe care au trăit-o înaintașii noștri. Sentimentele precum frica, deznădejdea și spaima morții le-au cuprins sufletele. Mai mult, și-au văzut casele făcându-se praf și pulbere. Cu toate acestea, Moș Olteanu a găsit curajul să învingă temerile firești și cu credință în Dumnezeu s-a hotărât să lupte pentru a rămâne liber și pentru a-și reface gospodăria. Vă propun să ne plasăm ca timp și spațiu în locul lui Moș Olteanu. Haideți să auzim bubuiturile gloanțelor ale bombelor, să auzim cum vecinii strig de disperare sau de durerea unui glonț. Să ne imaginăm cu truda fiecăruia de o viață, casa, cel mai de preț obiect al omului, arde și nu putem face nimic pentru a salva. Este înfiorător, așa-i? Ne-am adunat astăzi aici, la Oituz, pentru a comemora jertfa strămoșilor noștri. Prin ceea ce am prezentat, mi-am dorit să simțim sacrificiul lor. După război, oamenii și-au refăcut gospodăriile și au transmis mai departe, pe lângă bunurile materiale, anumite valori. Au reușit să-și construiască satul prin unitate, muncă, înțelegere și bunătate. Nu știu cum erau ei înainte de război, dar știu că oamenii cu 10-20 de ani în urmă erau mai buni. Astăzi ne călcăm în picioare unii pe alții. Oare avem nevoie de o catastrofă pentru a reveni la valorile umane și morale? La inaugurarea acestui cimitir, unde ne aflăm astăzi, pe 10 decembrie 1921, Părintele Ioan Rafiroiu spunea celor așezați într-o veșnicie următoarele cuvinte: dormiți în pace și fiți liniștiți în mormintele voastre, căci câtă vreme Oituzul bătrân va mai da glas de ape și graiul neamului va mai răsuna pe aceste plaiuri, noi nu vă vom uita, căci dacă voi ați fost eroi, eroi au să mai fie, căci eroii nu mor. După mai bine de 100 de ani, noi, cei prezenți aici, astăzi, păstrăm vie amintirea lăsată de Părintele Ioan și cinstim eroii care au căzut pe aceste meleaguri. În sărbătoarea Dormirii Maicii Domnului, comemorăm și eroii la Oituz. Vreau să cred că așa cum Fecioara Maria a fost înălțată la cer, astfel sunt și sufletele eroilor care s-au jertfit în război. Vă mulțumesc pentru atenție, iar Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze cu haruri și înțelepciune, să fim eroi între noi oamenii cu bunătate și unitate. Dumnezeu să-i ierte! Dumnezeu să-i ierte! Invităm la microfon pe domnul Gabriel Lupu, subprefect al județului Bacău. Onorabili veterani ai Marelui Război, onorați veterani ai teatrelor de război, domnilor generali, domnilor ofițeri, cadre armate în rezervă sau active, domnilor consilieri județeni, domnilor consilieri local și, în ultimul rând, domnule primar, dragi cetățeni ai comunii Oituz, este o onoare și un privilegiu de a-mi permite astăzi să iau cuvântul în aceste momente deosebite în viața comunității Oituz. Intrarea României în război în 1916, alături de Antanta, a reprezentat voința conjugată a oamenilor politici, a oamenilor de cultură și a milioane de români. Încă de atunci, mai bine spus, încă de a doua jumătate a secolului XIX, începutul secolului al XX-lea, România și-a creionat drumul și parcursul firesc european. Astăzi comemorăm pe cei care au crezut
în destinul național, în unire, în libertate. Nu putem să nu amintim astăzi pe regele Ferdinand Întregitorul, Regina Maria, care cu abilitățile ei diplomatice și stăruința la masa puterilor centrale a reușit să recunoască victoria României și, ulterior, victoria în Marele Război. Dați-mi voie ca în numele celor care, peste 800 de victime, civili și militari, care s-au jertfit pentru acest crez național, să-mi plec adânc fruntea în fața acestui monument și să ne exprimăm întreaga recunoștință pentru spiritul lor de sacrificiu. Am ales să nu îmi scriu discursul, pentru că vreau să mă exprim emoțional și sincer în fața dumneavoastră. Acum câteva zile am participat la manifestările de pe dealul Coșna. Astăzi sunt aici, într-o frumusețe, într-o zonă cu frumusețe denice. E greu să ne imaginăm că acum mai bine de 100 de ani această zonă a fost urâțită de ororile războiului, de strigăte, de durere, de groază, de foame poate și de alte nenorociri pe care le aduce acest război. Avem datoria astfel, în acest exercițiu de imaginație, ca momentele de recunoștință să fie mai profunde. Recunoștința și pioșenia în fața acestui monument să fie mai acute. Nu avem dreptul să uităm pe nimeni. Avem obligația ca prin acest monument, prin aceste manifestări la care participăm cu toată dăruirea, să fim o piedică în calea uitării a celor care s-au sacrificat, pentru ca lor le-a fost rău atunci, să ne fie nouă mai bine acum. Aș aduce un omagiu militarilor, soldaților căzuți pe aceste câmpuri de luptă, unde pășesc cu sfială de teamă de a nu călca pe acest sanctuar al osemintelor înaintașilor noștri, în a aduce un omagiu tuturor celor care au căzut, pentru că nu soldații sunt vinovați, nu militarii sunt vinovați pentru ceea ce se întâmplă pe teatrele de operațiuni. Îndemn la celeritate, la dialog, la competența factorului decizional, pentru că trăim momente grele. Avem în proximitatea granițelor un conflict care pare că nu se mai termină. Nu sunt vinovați soldații care au depus un jurământ și slujesc un steag așa cum li s-a ordonat și își respectă jurământul până la capăt. Avem în fața noastră o provocare și îndemn la securitate, la întărirea apărării naționale și la unitate. Nu pot să închei înainte de a ura un sincer la mulți ani astăzi cu ocazia zilei comune Oituz, întregii comunități, în special domnului primar și a întregului aparat administrativ și de asemenea cu iertarea preacucerniților părinți, pentru că încă e o dispută, urăm sau nu urăm la mulți ani astăzi, lăsați-mă din suflet să spun la mulți ani și tuturor celor care poartă numele de Maria sau derivat de la acesta. Vă urez la mulți ani tuturor și Dumnezeu să ierte pe cei pe care dorim să-i comemorăm astăzi. Mulțumesc! Adresăm invitația de a lua cuvântul domnului general cu 4 stele în retragere, dr. Vasile Jenica Apostol. Stimați reprezentanți ai administrației publice, dragi camarazi îmbrăcați în uniforma oștirii române, onorată asistență, așa cum am făcut-o și cu alte prilejuri și vreau să subliniez că întotdeauna când am venit aici la Oituz, m-am străduit să nu repet nimic din ceea ce am spus cu alte prilejuri. Voi proceda sau voi încerca să procedez și astăzi la fel, dar cu două excepții cu permisiunea dumneavoastră. Prima, că în aceste momente de adâncă vibrație patriotică pe care ați reușit să le creați și acum aici la Oituz, se cuvine să ne înclinăm cu venerație
în memoria eroilor români din toate timpurile, pentru demersul lor istoric legendar de apărare a independenței și suveranității țării, a integrității ei teritoriale, a însăși ființei naționale a poporului român și a celorlalte valori materiale și spirituale ale acestui popor. Am spus că voi face două excepții, mai am încă una. Este legat chiar de ceea ce spunea și l-am apreciat pe domnul subprefect Lupu și vreau să vă îndemn și eu. Pentru că privind de aici, spre Coșna, spre partea de vest, spre sud-vest, față de aceste locuri pe care ne găsim, de câte ori mergem pe undeva, trebuie să pășim cu smerenie, pentru că oriunde punem piciorul, poate fi locul de unde s-a înălțat la ceruri un suflet de erou. Ceva mai încolo o să vă argumentez de ce fac această afirmație de mai multe ori și dacă ne-ar auzi alții din afară care nu cunosc istoria acestor meleaguri, poate ne-ar critica. Dar noi avem argumentele științifice necesare să combatem asemenea intervenții. Am un aspect pe care nu l-am subliniat niciodată în public. Îi auzim pe foarte mulți oameni care, preamărind faptele de vitejie de la porțile Moldovei din primul război mondial, rezumă în final, esențializând, trei nume: Mărăști, Mărășești, Oituz. O fac într-o manieră corectă, pentru că enumără localitățile în funcție de ordinea cronologică în care s-au desfășurat acțiunile militare. Eu vreau să subliniez însă că, în opinia mea, poate nu o împărtășesc și alții, această manieră de exprimare este eliptică, parțial eliptică de conținut, pentru că, în opinia mea, subliniez, ar trebui să se spună Oituz, Cașin, Mărești, Mărășești, Oituz din nou, dacă vrem să respectăm întocmai cronologia activităților importante din această zonă a porților Moldovei în primul război mondial. Pentru că, vorbind numai de Mărești, Mărășești, Oituz, ignorăm, într-un fel, cu știință sau probabil fără știință, cele două bătălii care au avut loc în toamna anului 1916 aici la Oituz și bătălia de la Cașin. Vreau să subliniez din nou, și nu dintr-un exces de patriotism local, ci pe baza unor argumente științifice, că oricare din cele trei bătălii ar fi fost pierdută, soarta României ar fi fost deja pecetuită din 1916, iar bătălia, și o spun cu convingere, știu că vor fi ecouri, bătăliile de la Mărești și Mărășești nu ar fi mai avut loc, pentru că România deja urma să fie scoasă din război. Era ocupată și scoasă din război. Deci iată de ce am ținut să subliniez acest aspect. În plus, nu ne dă nimeni dreptul să ignorăm cele două bătălii de la Oituz. Nu vreau, discursul meu poate fi și de ore, dacă doriți, dar o să esențializez, mai ales știind că mai sunt și alți oameni care trebuie să-și exprime punctul de vedere. Aici, în acest loc, era linia de contact pe data de 18 octombrie 1916. Imaginați-vă că sătenii de pe aici erau în căruțe sau cu ce putea fiecare, cu bagajele în spate, fugeau și proiectilele cădeau pe ei. Focul mitralierelor dinamice erau asupra lor trase, nu numai asupra armatei. Satul atunci, în această zi, a fost împărțit în două. Pe aici trecea linia de despărțire sau frontul, linia frontului între cei doi beligeranți. E mult de vorbit, se pot face lecții, se pot scrie multe cărți și de acum înainte. N-am să vorbesc mai mult despre asta. În a doua decadă a lunii noiembrie a fost următoarea bătălie de la Oituz. Iar în decembrie, de sărbătorile de Crăciun și Anul Nou, când, tot în 1916, când cei din vestul Europei admirau jocurile de artificii pe cer, în țările lor,
ai noștri erau îngroziți și priveau dansul de foc al traiectoriilor aducătoare de moarte. Și abia după aceea venim la celelalte bătălii. Pentru că în aceste zile, chiar în urmă cu, și acum dacă ne situăm, în urmă cu 106 ani, aici, la Oituz, s-au produs cele mai groaznice evenimente din primul război mondial de pe teritoriul României. Foarte mulți compară pe bună dreptate Oituzul cu Verdunul. Sunt multe asemănări, n-am să profit de timpul pe care mi l-ați acordat. O să intru direct în subiect să spun câteva lucruri și de ce, să se subliniez, de ce am spus că trebuie să pășim cu venerație și cu sfioșenie. Aici, la Sticlărie, vreau să le spun celor de la Oituz că le cunosc terenul, să știți. La Sticlărie, la dealul Bâtca Carelor, la dealul Cioșurile, au murit oameni, vreau să spun doar atât, că într-o singură zi, pe data de 31 iulie 1917, numai între Bâtca Carelor și Muntele Cioșurile, au murit 1200 de grăniceri. 1200 dintr-un regiment și încă un batalion de grăniceri, comandați de comandantul brigăzii de grăniceri de atunci, colonelul Gheorghe Cantacuzino. Comandant al armatei era generalul Averescu, așa cum se cunoaște. În aceeași zi, pierderile au fost însă pe tot frontul corpului 4 armată, numai morți vorbesc, 2000 au mai murit, deci încă 800, 1200 acolo și încă 800 dincolo. Corpul 4 armate român, în bătălia din 1917 de la Oituz, și să înțelegem bine, când zic Oituz nu mă refer numai la satul Grozești, ci mă refer la toată zona, dar a căpătat această denumire din cauza direcției principale de acțiune și a râului. Deci, Corpul 4, revin, a pierdut în această bătălie 12.000 de oameni în câteva zile, morți, răniți și dispăruți. Încerc să limitez discursul meu. Să vă spun, asta am mai spus-o aici, că simt o amărăciune că nu are și Oituzul, zona noastră, un mauzoleu. Însă, prin ceea ce dumneavoastră faceți în fiecare an aici, reușiți, după părerea mea, să construiți câte un mauzoleu imaginar în inimile fiecăruia dintre noi. Aș vrea să închei prin a spune, și a zis cineva aici, că eroii nu mor. Nicolae Iorga, și aici m-ați inspirat să zic asta, a adăugat, ei mor atunci când sunt uitați. Dumneavoastră, prin ceea ce faceți și astăzi aici, contribuiți la nemurirea eroilor noștri. Eroii trăiesc prin noi, noi trăim prin copiii noștri, iar ei vor trăi prin urmașii lor, astfel încât România să fie mereu prezentă pe verticala timpului și a dăinuirii. Invităm la microfon pe Părintele Simeon Purice, din partea Arhiepiscopiei Romano și Bacăului, Protopopiatul Onești, Parohia Grozești. Dragi invitați, o să dau citire cuvântului pe care înalt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, ne l-a trimis pentru ziua de astăzi, prilejul comemorării eroilor de pe Valea Oituzului. Carpații noștri sunt cetate pentru români, un sfânt simbol, căci bogăția lor perenă sunt oasele de la subsol. Români, în ziua Maicii Sfinte, cu cel mai scurt zel și puternic, veniți să pomenim pe ostașii bravi cei de la Oituz. Mesaj adresat de către înalt preasfințitul Părinte Ioachim, în data de 15 august, prilej adormirii Maicii Domnului. Dragi români, în această zi de mare sărbătoare în care Ortodoxia Universală serbează adormirea Maicii sale, sunt pomeniți eroi români căzuți pe Valea Oituzului care s-au jertfit pentru libertatea și demnitatea națională, scriind cu propriul lor sânge istoria neamului românesc, faptele lor de vitejie și de idealurile pe care le-au avut în luptă au fost așezate și pentru noi ca motive pentru care să-i amintim.
cu arma în mână și gândul înălțat la Dumnezeu, poporul român a luptat nu doar pentru păstrarea integrității granițelor țării, ci mai ales pentru apărarea valorilor care i-au fost sădite, cele spirituale, familia, credința, libertatea și buna cuvință pentru binele comun. Pentru toate acestea, noi trebuie să ne aducem aminte de jertfa lor eroică. Înveșmântate sufletele lor în tricolor, au așezat pe câmpul de luptă ceea ce era mai sfânt, rugăciunea care s-a înălțat către tronul Preasfintei Treimi, pomenindu-i și noi la rândul nostru rugăciune și păstrându-le onoarea militară, arătăm astăzi că inimile lor continuă să bată în trupurile țării, în pieptul fiecăruia dintre noi, iar sacrificiul lor nu va fi niciodată în zadar, ci va fi amintit din generație în generație și va rămâne simbolul unității și identității țării pe care au iubit-o aceștia mai mult decât propria lor existență pământească. Generația românilor de astăzi are datoria sfântă de a comemora cu recunoștință sacrificiului eroului român, de a lupta pentru păstrarea și promovarea patrimoniului material și spiritual național și de a arăta că faptele sale actuale sunt închinate celor dinaintea noastră. Să ne înălțăm simțirea și să purtăm pe buze și în inim neprețuita iubire a eroilor neamului nostru, precum Mântuitorul a purtat sufletul Preacuratei sale Maici. Să ne rugăm pentru păstarea demnității naționale și să purtăm în inimă idealul pentru care eroii români au luptat. Hristos Domnul să primească rugăciunile pe care le săvârșim pentru eroii români, veșnică pomenire eroilor reîntregirii neamului românesc de la Oitus. Vă mulțumim! Adresăm invitația de a lua cuvântul doamnei Pașcu Elena, consilier local municipiul Onești. Ce pot spune după domnul Jenica Apostol, după domnul general? Mai nimic. Doar că, într-adevăr, fiecare dintre noi trebuie să fie conștient de faptul că acum 106 ani și trebuie să ne întoarcem în timp. Aici era război. Noi astăzi avem liniște, avem pace. Acum 106 ani, oamenii care și-au pierdut viețile aici au făcut ca noi astăzi să ne putem bucura de liniște. Au creat culoarul ca în 1 decembrie 1918 să se poată face Marea Unire. S-au repurtat aici primele victorii ale Antantei împotriva puterilor centrale. Călcați, dragi oituzeni, pe pământ sfânt. Asta este chestiunea pe care nu trebuie să o uităm și pe care trebuie să ne o amintim. Și marea mea bucurie este că văd foarte mulți copii aici. Avem datoria morală să transmitem celor mici, copiilor noștri, nepoților noștri, faptul că aici mii de oameni, pentru că ăsta este adevărul, au murit pentru ca noi astăzi să fim liberi. Pentru ca România astăzi să fie stat independent. Mulțumesc domnului primar pentru că mi-a dat onoarea să fiu prezentă la acest eveniment. Mulțumesc domnului Jenica Apostol pentru lecția de istorie pe care mi-a dat-o astăzi. Mulțumesc, dragi oituzeni, pentru că vă prezentați într-un număr atât de mare pentru cinstirea eroilor care și-au dat viața pe aceste meleaguri. Mulțumesc încă o dată! Invităm la microfon pe doamna Fichioș Monica, cadru didactic din partea școlii gimnaziale numărul 1 Oituz. Dragi copii, distinse autorități, onorați oaspeți și invitați, preacucernici părinți, dragi oituzeni, omagiem astăzi determinarea și sacrificiul bunilor și străbunilor noștri și ne exprimăm recunoștința profundă în fața morții care nouă ne-a adus viața. Din 1917, Oituzul, în urma evenimentelor tragice prin care a trecut, a devenit punctul de referință în veacuri al libertății de care astăzi ne bucurăm cu toții. Un nume cu rezonanță istorică peste veacuri, Oituzul a devenit templu al nației noastre. Aici,
locul unde cuțitul istoriei s-a înfipt adânc și a întors în pământ mii de oameni, astăzi are dimensiunea unui spațiu sacru, cu datorie sfântă din partea noastră de rememorare a unui trecut tragic și glorios în același timp. Lecția de istorie pe care o trăim astăzi și pe care încercăm an de an să o învățăm are semnificația unei lecții de patriotism. Căci, care mai este esența patriotismului în zilele noastre? Nu am fi trăit probabil niciodată aceste momente dacă sentimentul de apartenență, de patrie, de țară, de credință adevărată nu ar fi fost atât de vii în conștiința eroilor neamului nostru. Să îndrăznim astăzi, poate mai mult decât oricând, să învățăm această lecție. Să îndrăznim să revigorăm sentimentul de patriotism, să-l trăim cu încredere, cu demnitate și cu solidaritate. Să credem cu tărie că libertatea noastră de astăzi și șansa de a vorbi astăzi liber s-a clădit pe suferință și pe moarte. Să prețuim sacrificiul înaintașilor noștri. Astăzi să avem puterea să dărâmăm ziduri și să construim cărări. Și lecția pe care o transmitem tinerilor noștri să se încheie cu mesajul: pe aici nu se trece decât cu pioșenie. Întru slava eroilor noștri, pe aici nu se trece decât cu recunoștință și cu fruntea plecată. Dumnezeu să dăruiască lumina veșnică eroilor noștri, iar nouă să ne ofere pacea sa. Urmează ceremonia depunerii coroanelor de flori. Delegațiile vor depune gerbe sau coroane de flori în următoarea ordine. Se depune o coroană de flori din partea unităților administrativ-teritoriale Oituz și Pârgărești. De flori din partea Consiliului Județean Bacău. Thank you.
se depune o coroană de flori din partea copiilor și cadrelor didactice aparținând unităților de învățământ din comuna Oituz. Thank you.